observați că atunci când scot cheia din contact, scaunul se duce automat în spate, deci avem acea funcție interesantă. În momentul în care pui contactul sau pornești motorul, scaunul revine la poziția memorată. Memoriile le-ați văzut. Cât timp ai cheia în interior, se aude acea muzică destul de enervantă. Reglajele la această versiune de echipare, deci vorbim de versiunea full option, atât pentru șofer cât și pentru pasager, sunt complet electrice, cu memorii, 3 memorii pentru poziția scaunului la șofer. Volanul nu are reglaj decât pe înălțime, nu are și în adâncime. Are o cursă relativ mare, observați, în adâncime. Oricum, având așa multe reglaje la scaun, le observați aici, nu ai probleme în a-ți găsi poziția la volan, iar volanul fiind destul de mare și cadranele de bord de asemenea, cam în orice poziție ții volanul, le poți vedea fără nicio problemă, indiferent în ce poziție ești cu volanul sau cu scaunul. În stânga volanului, o comandă interesantă, nu am văzut-o până acum poziționată la alte vehicule în acest mod. Este vorba de comanda sistemului de tracțiune integrală BorgWarner 2H, 4H, 4L, 2H tracțiune pe spate, 4H tracțiune integrală fără reductor și 4L tracțiune integrală cu reductor. Un claxon cam ciudat, dar destul de strident. Cred că se aude. Mi-ar fi plăcut altă tonalitate, la cât de mare este mașina, mi-ar fi plăcut ceva mai grav. Pentru acces la rândul de locuri din spate, mașina e prevăzută cu un sistem destul de interesant. Sistem prevăzut și pe stânga și pe dreapta, deci ai același acces. Se observă că bancheta este fracționabilă asimetric. Repet, poți intra la locurile din spate și din stânga și din dreapta cu același sistem, respectiv ai două pârghi, una aici și una undeva aici, din care poți apleca acest pătar. Deci asta este prima operațiune. Pe urmă o clapetă, din care poți ridica practic bancheta. Undeva aici e un capac, ascunde cric, coarbă și un dispozitiv care ajută la scoaterea roții de rezervă. Accesul se face destul de ușor pentru că mașina e mare, ai și acel prag de tip treaptă. Sincer, inițial am avut impresia că locurile din spate sunt doar de așa, ca să putem spune că avem 7 locuri, însă e loc suficient în spate, deci cred că cu puțin efort în cap 3 persoane în spate. Însă problema pe care o sesizez este la picioare, deci nu ai loc unde să-ți bași picioarele sub scaun. Sunt obligat să stau cumva cu picioarele destul de ciudat, deci dacă ai niște picioare mai mari, s-ar putea să fie probleme. Altfel însă, loc pentru genunchi și astea, n-am nicio problemă. Mai sunt circa 7-8 cm de la genunchii mei până la bancheta propriu-zisă. Dar senzația de deranj există la nivelul, deci la nivelul încălțămintei, simt că nu am unde să îmi bag ghetele și bănuiesc că și în partea dreaptă este aceeași problemă. Interesant că dacă vrei să ieși de aici, ai o altă clapetă și este foarte ușor să faci chestiunea asta. Și apoi să pleci din vehicul.
Așa arată cheia. Interesant că, în ciuda faptului că avem cutia automată, pot porni motorul fără să calc frâna. Din păcate, nu avem un computer de bord la acest vehicul, foarte dotat de altfel cu o grămadă de opțiuni. Lipsește computerul de bord. Avem trip A, trip B, iluminarea bordului, o să încerc să vă arăt și acum ziua. Deci avem 6 niveluri de iluminare și tot acolo putem vedea și pozițiile cutiei de viteze automate. Primele impresii pe care le-am avut despre bord nu au fost cele mai bune, deci în momentul în care am intrat în interior, am zis, diferența față de exterior este extraordinară. Dacă exteriorul arată foarte modern, interiorul e destul de trist, rămân la părerea că e destul de trist. Mi se pare că volanul este ușor cam mare, poate e doar o părere. Pentru cât de ușor se mișcă, o să vedem pe parcursul filmărilor, că volanul chiar se mișcă extraordinar de ușor. Vorbim de o servoasistare adaptivă, deci în funcție de viteză, și în momentul în care ești în oraș, volanul îl miști cu un deget și probabil din cauza asta mi-ar fi plăcut un volan ceva mai mic, însă ceasurile de bord fiind destul de întinse ca suprafață, probabil că de aceea s-a preferat un volan mare, ca să poți vedea prin această zonă ceasurile de bord. N-aș putea să spun că îmi displac materialele sau finisajele sunt destul de ok, mai puțin capacul airbag-ului pasager, care are niște colțuri cam, mă rog, ridicate într-un fel mai ciudat. În rest însă calitatea de asamblare pare bună. În plus nu am avut niciun fel de zgomot din bord, deci niciun fel de greieraj sau ceva, eu nu l-am auzit și mașina are vreo 8000 și ceva de kilometri, adică nu e chiar nouă, să zici că bun, e nouă și nu face zgomote, deci nu am auzit nici măcar când am mers pe câmp cu mașina, nu am auzit niciun zgomot. Surprinzător, are o ergonomie bună, deci nu ai foarte multe comenzi. Sunt așezate destul de intuitiv, se văd, nu mai stau să le explic, dar aici avem o dezaburire a ștergătoarelor de parbriz. Dacă vă uitați cu atenție la baza parbrizului, aici este o rețea de fire care se activează la acest buton de aici. Deci când ai parbrizul înghețat sau ștergătoarele înghețate pe parbriz, apeși acel buton și problema se rezolvă. Nu insist asupra butonelor pe care le cunoaștem. Aici avem un HDC, un Hill Descent Control, deci un sistem de asistare la coborâre. Sistemul audio. Nu știu nimic despre sistemul audio, așa cum vedeți pe el scrie Sangyong. Este un sistem audio de calitate foarte bună, zic eu. Nu vă gândiți acum la, eu știu, JBL sau Harman Kardon, nu, dar este un sistem audio foarte bun. Deci eu am ascultat niște CD-uri la el și mi s-a părut că se aude excepțional de bine pentru nivelul acesta de preț și pretențiile până la urmă pe care le are mașina. Ceva mai jos, o climatizare automată simplă, deci fără reglare pe două zone. O să pornesc motorul ca să vedem mai exact ce funcție avem. Deci mod auto. Un mod auto destul de inteligent. De ce? Pentru că am observat în diminețile foarte reci,
imediat ce pornești motorul, știe singur să-și dezabrească parbrizul și face anumite chestii interesante atunci când este foarte frig afară. În rest, așa cum se observă, avem cred că 8 sau 9 viteze, 8 viteze de ventilator. Modurile cam astea sunt. Recirculare, aici la recirculare vreau să vă spun o mică poveste. Am rămas surprins, de altfel, dacă tot suntem în zona de climatizare, o să vă povestesc mai multe acum. Cum spuneam, nu avem computer de bord, ceea ce este uluitor pentru o mașină care are printre dotări scaune încălzite spate, deci în afară de scaunele încălzite pentru șofer și pasager cu 5 intensități, le observăm aici, avem 5 poziții de reglat încălzirea în scaunele șoferului și pasagerului. Deci în afară de astea avem și bancheta spate încălzită. Ai pe stânga și pe dreapta, pe fiecare portieră, un buton asemănător cu acesta, cu o singură poziție, prin care îți activezi încălzirea în scaune. Deci avem și această dotare. În plus, n-am mai auzit până acum, e prima dată când am văzut în lista de opțiuni, în standardul acestei mașini avem două filtre de polen. Deci nu unul singur, avem două filtre, deci pentru a se îmbunătăți calitatea aerului din interior, oamenii au montat două filtre de polen. De-aia spun că mi-este foarte greu să înțeleg de ce mașina asta nu are computer de bord, în condițiile în care are o suită de opțiuni destul de interesante, care ar fi fost în mod normal după computerul de bord. Deci astea, încălzire în scaune, două filtre de polen, ce să mai zic eu, memorii în scaune, scaun care se mișcă singur la șofer. În mod normal, astea sunt următoare computerului de bord. Așa aș configura eu mașina. Explicația probabil este că folosesc un management al motorului de generație ceva mai veche, mă gândesc eu, sau ceva incompatibilități între calculatorul motorului și un eventual sistem de computer de bord, așa cum era odată la Isuzu pe motoarele de Opel Astra, aveau computer de bord pe toate motorizările benzină și diesel, mai puțin pe acel motor de Isuzu de 1.7, care tot așa nu oferea computer de bord, deși era state of the art din toate punctele de vedere motorul, însă nu era compatibil cu computerul de bord la momentul respectiv. Ulterior s-a rezolvat și această problemă. Mă gândesc că poate și aici la SsangYong e aceeași problemă. Nu pot să cred că un motor atât de bun cum este acesta, atât de rafinat, nu poate să ofere computer de bord. În fine, deci mă întorc acum la climatizare unde eram. Am profitat ca să subliniez că mașina este destul de bine dotată și nu avem un computer de bord. Da, o chestie uimitoare este și faptul că ai 5 poziții de reglaj a intensității cu care se încălzesc scaunele. Ceva mai departe, și o să spun și aici câteva vorbe, este maneta de comandă a cutiei de viteze e-tronic, tehnologie Mercedes-Benz. O să observați aici un W, este butonul cu care se acționează programul de iarnă. Program de iarnă care de fapt în mare înseamnă că poți pleca de pe locul treapta a doua direct, deci cutia știe acest lucru. Ai și mod manual, te duci cu cutia în porți și dai la stânga, o să vă și arăt. Modul manual este aici. În modul manual poți comanda cutia de viteze în mai multe feluri. De pe acest buton pe care îl vedem pe manetă, deci ai plus și minus, pur și simplu ții mâna pe buton și cu o mică apăsare sau tragere a acestui buton schimbi în sus sau în jos. Avem și pe volan două butoane, aceste D-uri, cu care poți schimba viteza, treptele inferioare de la minus și treptele superioare de la plus. Dacă tot suntem la volan, să admirăm și volanul cu comenzi pentru sistemul audio și pentru
sistemul Bluetooth, deci pentru telefonie mobilă. Undeva în partea dreaptă există și o tijă multifuncțională pentru sistemul cruise control. Butoanele de volum și cele de aici mă cam încurcă, pentru că în multe situații, și nu am niște mâini chiar atât de mari, în multe situații m-am trezit că fie am comutat posturile, fie am dat mai tare sau mai încet fără să vreau, pentru că sunt destul de mari. Foarte interesant, au și niște profile și niște scobituri, în așa fel încât chiar dacă nu te uiți la volan când pui degetele pe comenzi, să știi exact care e volum plus și volum minus, doar orientându-te după aceste scobituri. Deci n-aș putea să zic că e o mare problemă faptul că avem butoanele astea mari, că mai scapă din greșeală vreun deget peste ele și sunt sensibile la atingere, e ok, se poate trăi cu asta. Pielea este omniprezentă, atât pe volan cât și la interior. Probabil ați văzut sau o să vedeți deja ce s-a filmat. Avem piele de bună calitate la interior. Iarăși o surpriză pentru impresia pe care o dă mașina. V-am spus, această denumire Sangyong tuturor le creează impresia că mașina e făcută în China. E vreo chinezărie. Deci nebunesc când aud chestia asta cu chinezăria, în condițiile în care eu aproape că m-am îndrăgostit de această mașină. Dar iar am sărit de la cutia de viteze, mă întorc la cutia de viteze. Este cu 5 trepte, foarte rafinată. Ce înseamnă foarte rafinată? De exemplu, eu când am luat acest Sangyong, am lăsat acolo un Nissan Navara, tot cu cutie automată. Diferența între cutii este extraordinară. Adică, sigur, înțeleg că Navara e o utilitară, motor de 2,5 litri, mult mai puțin rafinat decât acesta în care ne aflăm. Însă, în momentul în care am trecut din Navara în Rexton, pur și simplu ai impresia că te sui, nu, Mercedes este puțin spus, deci ai impresia că te sui în altceva. Așa se simte când se conduce mașina, te sui într-o mașină de lux. Și atenție la cuvântul lux pe care l-am folosit. Sigur că poate nu cadrează foarte bine cu interiorul, nu aș putea să denumesc acest interior că e un interior luxos. E un interior destul de elegant și pot să trec cu vederea unele excese de crom care s-au făcut pe aici și care mie nu prea îmi plac. De altfel, o să vedem la filmările de noapte, bordul noapte arată destul de bine, mult mai bine decât ziua, cel puțin mie așa mi se pare. Și iarăși am fugit de la cutia de viteze e-tronic. Ei bine, cutia de viteze, înțeleg din fișa tehnică, folosește niște tehnologii destul de interesante care îi măresc fiabilitatea în timp, dar ce am sesizat eu la această cutie de viteze? Pur și simplu, aproape că nu sesizez schimbările, o să vedeți și la filmarea în timp ce mergem cu mașina. Schimbările de trepte aproape că nu sunt sesizabile. În momentul în care nu le faci brusc, deci în care nu bași piciorul în pedala de accelerație până la podea, deci când te deplasezi normal cu mașina și mașina schimbă a treia, a patra, a cincea, pur și simplu nu sesizezi schimbările de viteză. Dar mai important mi se pare modul în care pleacă de pe loc. În general, cutiile de viteză automate convenționale, la plecarea de pe loc, au un fel de smucitură caracteristică. Ei bine, această cutie de viteze nu are smucitura, pur și simplu pleacă de pe loc ca un Lexus. Ăsta este termenul de comparație pe care l-am acum. Pur și simplu nu-ți vine să crezi cum se mișcă la plecarea de pe loc. Impresia pe care mi-a lăsat-o această mașină, pe lângă minusurile pe care probabil le-ați constatat pe parcursul filmărilor, are niște plusuri extraordinare și eu le pot enumera foarte simplu. Motorul, cutia de viteze, tracțiunea integrală BorgWarner și capabilitățile în general în teren accidentat,
date în mod evident de șasiul separat. Și acum, întorcându-mă la cuvântul lux pe care l-am folosit mai devreme, o să fac și o precizare interesantă, și anume că suspensia spate este independentă cu 8 brațe, adică o soluție folosită în general de producătorii de mașini de lux. Asta ca să înțelegeți cum se simte acest Rexton atât pe șosea cât și pe teren accidentat. Se simte cam ca un automobil de lux, însă minusul, dacă vreți, este că această suspensie cu 8 brațe pe spate este numai la această versiune de vârf echipată cu cutie de viteză automată. La restul versiunilor ai o suspensie spate numai cu 5 brațe. Nu am condus, deci nu pot să emit o părere acum că ar fi mai slabă sau mai bună, dar în mod clar, de la 5 la 8 brațe, confortul la cea cu 8 brațe este net superior. De altfel, inițial chiar mă gândeam că această mașină SsangYong Rexton ar putea să fie o ocazie extraordinară în momentul în care o mai dezbraci de opțiuni, mai renunți la trapă, mai renunți la unele chestiuni după ea care poate nu îți trebuie și ajungi la un preț mai bun. Nu se poate, pentru că variantele sunt simple. Ai o variantă cu tracțiune spate, ai o variantă intermediară cu tracțiune integrală la care poți cupla și cutia de viteză automată dacă vrei, însă îți lipsesc foarte multe dintre opțiuni și niște lucruri importante, cum ar fi acea suspensie cu 8 brațe. Și apoi vine această versiune în care ne aflăm, la care opționale sunt doar trapa și cutia automată. Și sigur că eu la trapa aș renunța cu ochii închiși, nu mă interesează să dau 1000 de euro sau cât costă trapa. Deci, practic, dacă vrei să ai un Rexton bun, trebuie să iei varianta de vârf, nu ai ce să faci, pentru că restul nu știu de ce mi-aș lua un Rexton cu tracțiune spate. Eu nu văd de ce aș avea opțiuni de o grămadă de SUV-uri la prețuri apropiate sau chiar mai competitive. Nu văd de ce mi-aș lua un Rexton cu tracțiune spate. Asta e concluzia mea. Deci Rexton are sens numai în varianta asta în care poți să mergi pe unde vrei cu el, cu tracțiune integrală. Și atunci la tracțiune integrală poți să iei fie varianta cu 5 brațe pe spate, fie varianta cu 8 brațe, iar diferența de preț de 3.000 și ceva, 4.000 de euro între ele, eu cred că merită să o dai și să iei varianta de vârf, care are pe lângă cele 8 brațe încă o sumedenie de opțiuni pe care le regăsiți pe aici, dar îi lipsește acel computer de bord. Pentru mine e o mare lipsă, aș fi vrut să știu exact cât consumă această mașină. Da, am divagat, am vorbit mult despre multe lucruri la zona de interior, de bord, însă bănuiesc că ce era de văzut s-a văzut. Avem multe spații de depozitare, tot felul de accesorii, mufă USB, la aceste suporturi de pahare există și varianta să scoți aceste lucruri din cauciuc și practic poți acomoda acolo orice dimensiune, de la un pahar de cafea până la o doză de suc. Bine finisată, spațioasă. Da, pot să spun că nu este un bord la nivelul marilor competitori din segment, dar atenție, la nivelul de preț pe care îl are mașina, este un bord foarte decent și n-am ajuns încă la concluzie, dar eu unul o mai spun o dată, mie mi-a plăcut mașina extraordinar. Eu am avut ăsta pentru mine un indicator extraordinar atunci când simți impulsul de a cumpăra o astfel de mașină. Eu am simțit acest impuls, deci pur și simplu mi-a trecut prin cap ideea, eu aș putea să trăiesc cu genul acesta de mașină, pentru că îmi place foarte mult cum merge. Sigur, are câteva minusuri, acele locuri din spate care mă cam deranjează. Mi-ar fi plăcut să fie opționale, deci să optezi dacă vrei cu 7 locuri sau nu. Deci sunt câteva minusuri evidente la acest Rexton, însă plusurile din punctul meu de vedere bat de la distanță orice minusuri. Mașina e dotată cu senzori de parcare față-spate,
de tipul acustic. Așa arată bordul pe timp de noapte. Din câte am observat, nu am luminile de poziție aprinse. Da, nu am luminile de poziție aprinse. Probabil că are vreun senzor ceva de noapte care menține. Văd, luminile de zi clar sunt aprinse și cred că și luminile de poziție. În fine, o să vedem imediat ce filmăm afară. Deci cam așa arată bordul. Cum spuneam, parcă îmi place mai mult decât pe timp de zi. Adică e destul de interesant. Stilul acesta l-am mai văzut, cu ceasurile de bord într-un anume fel și consola centrală și restul de comenzi altfel. Aici avem o lumină, pare un verde deschis, și ceasurile de bord, așa cum se văd, destul de stridente. Acum sunt la, iată, ILL5, deci nivel de iluminare 5, și va trebui să mi le pe 1. Cam așa se poate merge cu mașina fără să te deranjeze la ochi. Din câte observ, cam toate comenzile sunt luminate, ceea ce e pe gustul meu. Chiar toate comenzile sunt luminate, nu văd nicio comandă care să nu aibă iluminare. Pentru acționarea sistemului de tracțiune integrală se folosește butonul din stânga bordului. N-are niciun fel de protecție, nu nimic. E suficient să fii în drive sau chiar în parking sau neutru pentru 4H. Deci îi dai 4H și aștepți ca servomotoarele sau ce sistem o fi având pe dedesubt să comute. Iar pentru modul reductor trebuie să fii cu transmisia modul N și cu mașina stând pe loc, evident, motorul pornit. Și în acest moment am intrat în modul reductor. Iată ce se întâmplă dacă aprind luminile de poziție, faza scurtă, deci nimic, nu avem indicator separat, faza lungă undeva sus acolo, faruri de ceață, stop sau stopuri de ceață. Stopurile de ceață nu apar pe bord pentru că se aprinde butonul pe care apeși.